Andreea și cu Ionuț, doi copii frumoși, veseli. Chiar mi-a plăcut date-ul lor, s-au simțit bine. Ionuț i-a făcut complimente Andrei. Ați văzut că doamna Simona l-a întrebat dacă așa este el, mai siropos, deoarece îi tot spune prințeso și l-a întrebat dacă vrea să o impresioneze și el spune că așa este el și nu este nimic rău dacă el o consideră o prințesă și vrea să o pună acolo unde este locul și până la urmă orice fată, orice femeie vrea să audă cuvinte frumoase, chiar dacă știe că sunt poate un pic exagerate. Pe Andreea o face să râdă, să se simtă bine și atunci totul este în regulă. Calmi, calzi, amândoi îmi plac împreună, sunt la început, se descoperă unul pe altul și așteptăm să vedem acțiunile lor de acum încolo. Ionuț promite că va lupta pentru ea și este normal că așa face orice bărbat, nu-i așa? Doi copii frumoși și așteptăm să vedem lucruri frumoase de la ei în această relație care este foarte la început.